Am învățat la școală că luna, tu spuneai că se, se îndepărtează ușor, ușor de pământ, da. ea influențează marele. Cumva, dar știi, nu știu dacă sunt simple coincidențe, dar o observație personală este că lumea când este lună plină, este mult mai nervoasă, mult mai agitată, unii chiar nu dorm noaptea. C cât e bază și cât este adevărat și cât este pur și simplu o coincidență pe care am constatat-o. Mai mult decât atât, cineva mi-a explica, nu știu cât de real este, că noi fiind totuși 70% apă, e normal să devenim mai agitați când este lună plină. Apa agitată sau ce? Da. Nu, nu, niciun astronom de pe lumea asta nu a stat vreodată să vadă dacă oamenii sunt mai nervoși când e lună plină. Nu interesează pe nimeni lucrul acesta. Poate e vreun psiholog. Dar nu prea poți să faci testul acesta. Ai zis că luna influențează marele. Într-adevăr, avem maree, dar luna nu atrage apa. Adică nu apa este atrasă de lună, ci practic pământul se deformează și oceanul întreg se deformează din cauza că partea îndepărtată a pământului față de lună primește într-un fel forță de atracție mai mică de la lună decât partea care e îndreptată înspre lună. Dar nu, nu, se atrage, știi, nu e oceanul atras. Se deformează toată cantitatea de apă de pe pământ. Deci fie multă apă ca să obții mare. Nu avem mare pe Dâmbovița. Nu avem, că e prea puțină apă. Nu avem mare într-un pahar. Nu poți să ai mare într-un om, știi? Chiar dacă e compus 70% apă sau cât este. Deci luna nu atrage apa, ci deformează planeta și oceanul planetar. Și pământul ca glob este deformat de către forța de atracție a lunii și chiar atmosfera este deformată. Și atmosfera noastră are o mare. Este și de la soare și de la lună. Se simte treaba asta. Ori e greu să spui că apa se umflă din cauza lunii, sau omul se umflă din cauza lunii, sau este mai nervos. Nu se poate așa ceva. Ori asta cu lună plină se pot face experimente foarte amuzante. De exemplu, nimeni nu știe când e lună plină, știi? Nu poți să te iei după un om. Dacă vezi un om nervos pe stradă, să a, Ai lună plină, știi? Și după aceea să te uiți pe ce să vezi luna plină. Nimeni n-a făcut asta niciodată. Încearcă. Nu de, o să, doar o observație nu personală. Am văzut că lumea e mai agitată. Nu. Sau sunt momente, spre exemplu, când e foarte cald afară. Sau dacă există o trecere bruscă de la o temperatură rece la cald, tot așa am senzația că lumea cumva. Da, da. Astronomic vorbind, vorbind, niciun obiect din sistemul solar nu ne influențează. Și nu ne schimbă nimic cu nimic. Bine, doar dacă ar pica mâine un asteroid, uite aici, pe sediul vostru, v-ar strica ziua, ce pot să zic. Dar, în rest, noi nu putem să simțim nimic. <gântuia> strica ziua, da. Și clădirea. Ce zi noi... proastă am avut acasă un asteroid? Da, nu da. mai am serviciu, nu mai știu unde să mă duc acum. E un crater, mă așez în crater, ce fac. Um, noi, noi, oamenii, putem fi influențați de către forța de atracție a unui obiect. Bineînțeles, poate să vină acum luna lângă noi, ne atrage și ne ducem pe luna, știi? Numai că pământul ne atrage cel mai mult. Fiind pe pământ, e greu să simțim altă forță de atracție. Dacă am fi în spațiu cosmic, departe de orice planetă și orice stea, un om care are o masă mai mare decât o lingură ar atrage lingura și lingura s-ar roti în jurul lui. Dar pentru că stăm pe pământ și gravitația pământului este enormă, nu putem să simțim acest efect. Altfel nu ne pot influența corpului și aici putem ajunge și la... Ce sunt oameni aia, ă, sunt două feluri de oameni, oameni buni, oameni răi și astrologi. Ai auzit de treaba asta și care spun că ne influențează corpurile cerești într-un fel și ne schimbă ziua și, mă rog, câștigăm la loto sau pierdem sau ce, de obicei pierdem. Adică tu spui că, că dacă Urania îmi zice mie că săptămâna viitoare nu o să fie corect să nu, sau să nu mai îmi beau cafea cu netisandu. Nimeni nu știe sau. cum o să fie săptămâna ta. Da? Nimeni nu are cum să știe cum o să fie săptămâna ta. Și dacă ar fi să putem, să încercăm să explicăm cum ne influențează pe noi corpurile cerești, pe noi așa, pe mine, pe tine, știi, un om, uh -huh. un simplu om, ar trebui să găsim o forță care să vină de la acel corp ceresc până la om. Știi? Altfel nu se poate. Noi știi cum se influențează lucrurile unul pe altul? Prin forțe. Altfel nu există. Și forța de atracție nu se simte. Pentru că o avem pe cea a pământului sub picioarele noastre. Orice am face... Chiar și Marte, dacă trece pe lângă Pământ, te treacă foarte aproape de noi ca să fie mai mare forța ei de atracție decât a, a Pământului. Deci nu se poate așa ceva. Forțele de atracție nu schimbă nimic în viața unui om. Nu-l pot influența cu nimic. Mai ales să te ceri cu prietena, știi, asta e chiar absurd. Mai sunt și alte forțe pe lumea asta. Toată lumea știe. Le-am învățat la fizică. Sunt patru forțe fundamentale. Cu ajutorul lor poate fi explicat orice se întâmplă în Univers. Orice se întâmplă în Univers pe Pământ, oriunde, în paharul ăsta. Poate fi explicat cu acele patru forțe. Forța gravitațională nu ne influențează decât cea a Pământului. Cum ne influențează? Pentru că cei caz jos, știi, nu poți să cazi sus sau ceva ăsta. Când scap ceva de mână, îl scap întotdeauna jos, nu în sus. Asta e clar. Mai avem forța forțele nucleare care funcționează la nivelul nucleului atomic. N-a nu, zis niciodată vreun astrolog că nucleul atomic al Nu știu, mă, bure la capul Mercur retrograd, dacă e Mercur retrograd, schimbă, ajungem mea. și acolo, îți schimbă viața, știi, că nu știu ce, da? Nu există așa ceva. Forțele nucleare acționează la nivelul nucleului atomic. Noi suntem compuși din foarte multe nuclee atomice, știi? Mai există forța aia electroslabă. Nu contează, așa se numește forța electromagnetică. Avem câmpuri electromagnetice, stânga, dreapta, peste tot. Și mulți oameni zic, e ceva, un magnetism al lunii, știi? o problemă aici, e o problemă. Oamenii sunt neutri din punct de vedere electric sau magnetic. Noi suntem nici cu plus, nici cu minus. Pentru că avem atât de mulți atomi noi, care sunt cu plus sau cu minus, încât se, se, anulează, știi? Și e zero. Deci noi nu simțim câmpuri magnetice. Dacă am simțit câmpuri magnetice, ne-ar durea capul toată ziua, probabil, știi? Că nu avem cum. Deci nu simțim. Luna nici măcar are câmp magnetic, nu ne poate influența sau orice altceva. Deci, practic, nici una din forță. Nici de... așa zisele explozii solare care se mai anunță din când în când. Explozii solare este ca și cum ai ieșit tu la geam și ai aruncat cu niște făină pe geam, cam așa, și cineva din Bangladesh s-ar feri. Cam asta înseamnă explozie solară. Mm -hmm. Nu e mare lucru. Este ceva rarefiat, este gaze, un nor, ca și cum ai ar arunca cu un nor de la geam. Atâta tot. Ori, dacă ar fi o forță, ca să termin cu asta, că durează cam mult, o forță de asta astrologică, care ne influențează trebuie să funcționeze pe principiile astrologilor. Și anume, nu, nu contează distanța. Nu ți se spune la horoscop pentru că Marte e la 200 de milioane de kilometri, o să cu prietena. Nu ți se spune așa ceva. Nu există distanță în astrologie. Nu contează mărimea obiectului. Nu se spune pentru că Pluto are 2000 de kilometri în diametru, o să câștigi la loto. N-am auzit niciodată treaba asta. Deci nu contează mărimea și distanța. Dacă nu contează cele două mărimi importante, știți? Înseamnă că orice te influențează, știi? Adică un asteroid care se trece în jurul unei stele la 10.000 de ani lumină, pentru că nu contează mărimea și distanța, are aceeași influență ca și luna. Nu? Și practic orice fir de praf din inelele lui Saturn te influențează. Orice, orice te, așa ceva nu se poate. Logic vorbind, nu există așa ceva. Deci. Horosc nu mai știu de la ce. asta cu, hor e, e, dar, cu, cu horoscopele e, e, o, e o bulșită total da, este o vrăjitorie modernă și știi că dacă da, te duci core, la o vrăjitoare, vrăjitoare ți-e rușine mm. știi că te duci și cine știe ce se întâmplă bacul Dana și te și horoscopul, <laughs> nu supără pe nimeni treaba asta.